Bine v-am găsit la Clubul Smartwatch-ului Huawei GT3. Avem de face cu un device cu un design rafinat. Puteți alege între mai multe variante. Eu am primit în teste varianta cu curea metalică. Bineînțeles că este disponibil și cu curea din piele sau din plastic. Ceasul vine cu două tipuri de ecrane. Unul de 46 de mm, cum este cazul celui primit de mine în teste, și unul de 42 de mm. Un smartwatch cu ecran mai mic, adresat mai degrabă femeilor. În afară de dimensiunea ecranelor, o altă diferență notabilă între cele două variante este durata de viață a bateriei, 14 zile în cazul ceasului cu ecran de 46 de mm și 7 zile în cazul smartwatch-ului cu ecran de 42 de mm. Și greutatea este evident diferită. În cazul ceasului cu ecran de 46 mm avem o greutate de 42,6 grame, bineînțeles fără curea, iar ceasul mai mic, cel de 42 de mm, are o greutate de 35 de grame, este așadar mai ușor. Huawei Watch GT3 folosește sistemul de operare Harmony OS. Avem foarte, foarte multe aplicații preinstalate. Vă voi arăta câteva dintre ele. Avem monitorizarea permanentă a SPO2-ului din aplicația Health. Avem mai mult de 100 de moduri de antrenament. Bineînțeles, nu putea lipsi aplicația Stress. Avem și o aplicație care urmărește somnul, prin care smartwatch-ul urmărește somnul. Putem măsura și temperatura mâinii. Avem și o aplicație prin care putem controla camera foto de la distanță. Și multe, multe alte aplicații preinstalate. Putem controla ceasul cu ajutorul celor două butoane. Butonul de sus are și o coroană care se rotește și care mărește aplicația selectată. Sau rulează în interiorul unei aplicații. Butonul de jos este programabil. În acest caz îl putem folosi pentru începerea unui antrenament. Huawei Watch GT3 este compatibil cu smartphone-urile cu sisteme de operare iOS și Android, așadar nu este compatibil doar cu telefoanele Huawei, ci cu orice tip de smartphone care rulează Android sau iOS. Smartwatch-ul funcționează în tandem cu aplicația Health de la Huawei. Aici avem mai mulți parametri: înregistrări, exerciții, somn, inimă, SPO2, stres, greutate și temperatură piele. Putem alege dintr-o multitudine de fațete de ceas. Iată, am schimbat fațeta de ceas. Acum voi schimba din nou. Totul este foarte simplu. O putem schimba și apăsând mai lung pe ecranul smartwatch-ului. Putem naviga între fațetele de ceas în acest mod sau în acest mod. Totul este foarte, foarte simplu. Corona rotativă de pe partea dreaptă oferă un feedback tactil atunci când este rotită. Și este foarte simplu de utilizat, v-am arătat. Putem naviga în aplicații, între aplicații sau în interiorul unei aplicații. Putem vedea mai multe ecrane. Și acum să vă arăt cum stă smartwatch-ul atunci când este purtat. Cum arată smartwatch-ul când este purtat. Are un design foarte elegant, în cazul curei metalice. Smartwatch-ul monitorizează foarte precis ritmul cardiac, măsoară și saturația oxigenului din sânge, dar și temperatura pielii. Haideți să vedem ce temperatură are pielea mea în momentul realizării acestui review.
29,3 grade. Ceasul indică ora răsăritului și apusului din locația în care vă aflați. Iată, răsărituri soarelui și apusuri de soare și apusuri de lună și răsărituri de lună, precum indică și faza lunii, dar și refluxuri dacă este cazul. După cum spuneam la începutul review-ului, avem mai mult de 100 de moduri sportive, printre care alergare în aer liber, în interior, plimbare în aer liber, mers în interior, înot în bazin, înot în apă deschisă, drumeție montană, drumeții, schi fond, bicicletă eliptică și multe, multe alte moduri. Putem și să personalizăm antrenamentul. Smartwatch are o aplicație foarte interesantă numită Viața Sănătoasă. Are 7 sarcini în fiecare zi. Putem seta mementouri. Care sunt aceste sarcini? Trezirea, beți apă, minim 1,5 litri pe zi, zâmbiți zilnic, exerciții de respirație zilnic, minute de activitate, numărul de pași, minim 6.000 de pași pe zi, și somnul, minim 6 ore. Putem să adăugăm și alte sarcini. Să vedem și aplicația pe smartwatch. Iată, obiectivele finalizate. Serviciul Viața Sănătoasă este oferit de Huawei Health pentru a vă ajuta să vă dezvoltați obiceiuri sănătoase și un stil de viață echilibrat. Asta este foarte bine, iar toate datele provin din aplicația Health. Obiective revin la pachetul provocări, la care participă mai mulți posesori de smartwatch-uri Huawei. Iată numărul de participanți la activitate, la respirație, somn, zâmbet zilnic, beți apă, avem un anumit număr de participanți și vom vedea unde ne aflăm în comparație cu ei dacă folosim această aplicație zilnic. Pe lângă toate aceste funcții interesante, avem și funcția clasică de apelare. Putem apela prin Bluetooth de pe Huawei Watch GT 3. Putem primi notificări, mesaje, mail-uri și notificări de pe WhatsApp pe ecranul smartwatch-ului. În concluzie, Huawei Watch GT 3 este un smartwatch extrem de interesant, cu un raport calitate-preț foarte bun, care vine la pachet cu foarte multe funcții utile pentru sănătate. Aștept părerile voastre despre Huawei Watch GT 3 și vă invit să recomand și alte gadget-uri Huawei pentru teste.